Salut și bine am regăsit la un nou videoclip. Data asta nu o să mai facem roleplay, după cum ați citit și în titlu. O să facem viața de admin pe Marv România Roleplay. Adică puteți vedea și aici pe tricoul meu Marv, cu tot, cu TikTok, cu toate nebunile, cu clothing jmaker făcut de Coco. Ok, deci vă jucați, dați un subscribe și un like dacă vă place acest videoclip și hai să-i dăm drumul. Ok, deci am început. Așteptăm dacă cineva are help ceva. Uitați aici. Da, ia să vedem ce vrea domnul. Cred că s-a dus. Am venit după 3 minute ca trebuie să fac intro și astea. Mă rog. Ca admin nu trebuie doar să mă duc la ticket, să și ce nu mai să fac tot, deci... Haideți să facem acest lucru. Fac genul ăsta de videoclip, am văzut că la unii chiar le prind destul de bine genul ăsta de videoclip. Și chiar e destul de tare pentru unii. Deci... Îmi place și mie, adică aș putea să vă arăt astea, că nu prea am la această oră când filmez eu și în această dată când filmez eu, e ora 3:20 și e 3 iunie, nu prea am cu cine să filmez. Aș fi putut să filmez, dar nu făcea nimic, însă doar mă plimbam cu mașina și atât. Măcar aici vă mai arăt puțin unele chestii, ce se mai întâmplă, astea chestii mai interesante, așa decât să mă plimb cu mașină pe un drum ăsta așa drept, după aia să mă mai plimb încă o dată pe acolo, încă o dată, încă o dată, vă plictiseți și nu o să mai stați până la final. O să dați cu fast forward sau o să dați să vă uitați până la, să dați la m-am încurcat puțin. Nu, eu nu editez, ca idee. Adică nu editez, las să audă tot ce spun pe videoclip. Eu nu editez niciodată. Adică n-am editat până acum și nu cred că o să editez. Să mă auziți și voi ce spun eu, fără să editez. Ca să fie mai tare, zic eu. Da, momentan nu prea... Nu prea am ce face. Gen, aș putea să mă pun pe clădire și stau acolo și pun pauza la videoclip și o să am văzut un Brazil și o să vă spun eu, o să pornesc videoclipul când avem ceva acțiune și chestii de-astea. Așa că ne revedem imediat. Ok, nu am găsit încă nimic, dar o să mă mai plimb pe aici să văd ce se întâmplă, poate mai dau warn la cineva. Aici este domnul Scorilo. Cătu, ciptor, litro. Să mă plimb prin first person cu voi. Și puțin interperson, dar nu contează. E mașina aici, care puteți să o șterg. Și că dacă cineva face RDM, chestiile astea. Aici este un co-creator. Văd că pompierii
Pompierii tocmai ce a făcut accident. Și nu știu ce stă pe loc. Arată că trebuie să șterg mașina asta. Eu văd că nu e fost. Da, și în momentul nu prea am ce să fac. Adică nu sunt pe nimic, nimeni nu dă help. Stați să scriu ceva. Scriu ceva. Acum ar trebui să scrie mai mulți oameni help. Că până acum nu cred că știa unii dintre ei comanda. Deci... Eu sunt cu ochii în patru. Aștept tot. Dacă nu o să... Fie prea multe chestii... O să... Nu știu... O să-l mai opresc și... Opa, cine e acestul? Mamă, cu Tesla? Wow, wow. Ai curilo. Cum am o și așa. Da, Tesla aia nu puteți voi să o spunați ca civil. E pe un rang mare. Pe un rang de staff, gen. Nu puteți să la civili. Și cred că o să fac și... o prezentare la toate timurile care am acces și la cele care n-am acces poate o să fac cu acordul liderului, depinde dacă vrea liderul să fac vă fac prezentarea de Marvel. Văd în față o mașină, dar nu știu dacă se mișcă. Da, văd că nimeni nu dă help. Încă cam ciudat, ori mi s-au stricat mie locurile, ori... Până acum era... trebuiau să... Locul se numește Marvel România Roleplay. Puteți intra. Avem 30 de sloturi pe server. Bă, cred că mi s-au băguit mie astea. Nu mi s-au băguit. Habar nu. N-am nici cu Tesla. Își fac chestia. O să mă opresc aici. O să stau și dacă se va întâmpla ceva, vă anunț. Adică pornesc videoclipul din nou, practic la voi o să se întrerupă puțin și o să se pună din altă parte și la mine trebuie doar să aștept o grămadă, deci aștept aici și pornesc eu dacă se întâmplă ceva. Așa, am uitat să vă spun, tot ce vedeți aici cu piața de admin și astea la tichete, viața la tichete, viața de admin, cum vreți să-ți spuneți. Nu este regizat, adică eu nu pun pe cineva să facă help și să întrebe chestii. Le aștept din sine lor. Aștept ca orice om de pasiv, adică nu mă duc la ei și le spun, bă, dați help că trebuie să fac un videoclip. Nu. Bă, îi las, dau help dacă vor, dacă nu, nu. Depinde de zile. Sau de ora când filmez, adică poate la ora asta nu... Nu o să știe mulți playeri noi sau playeri care nu știu anumite chestii, deci, na. Da, și nu prea se mai întâmplă chestii pe aici. Cred că o să închid videoclipul. Nu știu, nu-l închid momentan. Vreau să vă spun despre Mafia San Fierorifa. Yes, literataia. Și dacă vreți să fiți în ea, aplicați pe Discord.
la aplicații la Safiro Rifa și vi se va accepta destul de rapid. Aplicația și faceți niște teste foarte ușoare, adică nu să știi grele. Destul de ușoare. Am vrut să vă spun, gen. Că nu-mi găsesc cuvintele. Tot de clipul ăsta nu mi-am găsit deloc ce cuvinte am vrut să spun și eu nu editez videoclipul, mai repet o dată. Deci cum auziți aici, așa rămâne. Așa rămâne. Așa a fost și când vorbeam. Deci, nu prea știu, deci nu prea știu ce să mai fac. Deci o să închid acest videoclip. La revedere. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați un like și un subscribe. Eu am fost Florentin. Te mai aștept pe acest canal la mai multe episoade de genul, dar și alte genuri. Nu doar acest gen de viața unui admin și genul de roleplay-uri și alte jocuri, nu numai, nu doar Marv. Mă joc și altceva, nu doar Marv, pe acest canal. Adică acest canal nu e dedicat numai pentru Marv. E dedicat pentru jocuri în general, dar și pentru Marv, că am vreo 70-80% din el. Mă rog, îl dedic numai, adică pe Marv o fac episod numai dacă ce să filmez pe el. Dacă nu am, nu are rost. N-are rost, adică dacă n-am ce să filmez, n-are rost. Deci cred că o să închid acest videoclip. Și na. Nu dau după prea multe. Știu că o să fie plisitor, dar haideți cu această sumă, dacă mai vreți. Scuzați, stați că haideți cu atâtea. Să mune și 10, dar nu cred că o să se strângă. Deci, eu am fost Florentin, la revedere!